Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! După cum arată harta astrală a anului 2023, Săgetătorul va fi într-un vârtej de diverse evenimente. Activitatea profesională va necesita o atenție deosebită. Mulți reprezentanții semnului își vor putea atinge obiectivele, Datorită sprijinului extraordinar din partea astrelor, rudelor și prietenilor, astăzi hotărârea și intenția sunt o condiție importantă pentru succes. Anul iepurelui, guvernatorul din horoscopul chinezesc, va fi o perioadă de testare pentru tine. Astrele avertizează că ți se va cere să rezolvi probleme serioase, dintre care multe vor viza oameni complet străini. Această stare de lucruri nu va fi întotdeauna pe placul tău, încearcă să faci aprovizionarea cu răbdare, perseverență și rezistență. Pe tot parcursul anului, vei atrage oamenii la tine ca un magnet, mulți vor dori să-și deschidă sufletele pentru tine, să găsească sprijin în tine. În același timp, Săgetătorul ar trebui să fie atent în comunicarea cu ceilalți și să nu dezvăluie cele male întrice secrete oamenilor pe care îi cunoști puțin. Astrele avertizează că ar trebui să fie mai atentă cu noile cunoștințe, altfel există riscuri în care credulitatea și bunăvoința ta să poată fi folosite în profitul altcuiva. La ce altceva se pot aștepta săgetătorii în 2023? să analizăm principalele domenii prioritare ale vieții. Sănătatea În anul iepurelui, săgetătorii nu trebuie să se teamă pentru sănătatea lor. Condiția ta fizică îți va permite să ți îndeplinești toate planurile și să trăiești în plăcere. Horoscopul pentru săgetător pentru 2023 avertizează că există riscuri de rămi domestice, așa că ar trebui să fii atentă și precaută. Prevenirea nu va fi de prisos. Așa că încearcă să obții un diagnostic complet al organismului la începutul anului, dacă sunt identificate probleme, nu trebuie să disperi, pentru că totul este complet rezolvabil, de asemenea, astrele îți recomandă să ai grijă de o alimentație bună, în caz contrar pot apărea probleme cu excesul de greutate. În general, anul va trece cu creșterea forțelor, activitatea fizică ușoară, plimbările în aer curat, o dihna bună și o dietă variată vor îmbunătăți starea de bine. Poate că la mijlocul anului, unii săgetători se vor simți obosiți, este timpul să mergi la o într-o stațiune sau la un schit pentru o săptămână sau două. Carieră Anul 2023 va fi destul de reușită din punct de vedere al carierei, în aprilie și august săgetătorii au ocazia să facă un adevărat progres. Unii săgetătorii vor avea ocazia să ocupe o poziție de conducere, să-și schimbe domeniul de activitate, dar cu condiția să fii pregătită să-ți asumi obligații și responsabilități suplimentare. Succesul tău la locul de muncă în această perioadă va fi asociat într-o măsură mai mare cu oamenii noi și cunoștințe ocazionale. După cum notează astrele, anul 2023 pentru săgetători din punct de vedere al carierei nu va fi ușor, dar destul de productiv. Pe lângă faptul că poți urca pe scara carierei, mulți membri ai acestui semn pot simți nevoia de noi cunoștințe, noi experiențe și învățare. Nu am una dorința de a te dezvolta. Săgetătorii care se străduiesc să obțină noi cunoștințe vor primi în curând o recompensă pentru munca lor. Oamenii de afaceri pot conta pe faptul că în anul iepurelui își vor putea mări întreprinderea. Toate deciziile luate anul acesta vor fi destul de reușite și de succes. Cei care se gândesc la propria afacere de multă timp, dar nu au îndrăznit, pot acționa cu îndrăzneală anul acesta. Începutul toamnei este un moment favorabil pentru dezvoltarea afacerii tale. Banii. Horoscopul financiar pentru 2023 pentru săgetători prezice că în acest an afacerile financiare vor atinge un nou nivel. De-a lungul anilor de instabilitate financiară, ai acumulat destul de multe dorințe materiale, este timpul să le transformi în realitate. Planul va fi posibil datorită unei îmbunătățiri semnificative a bunăstării financiare. Există șanse să obții o promovare? să-ți schimbi profesia și să descoperi noi surse de venit. În general, anul este destul de favorabil pentru cumpărători, de aceea nu-ți refuza plăcerile, nu ezita să faci achiziții la care ai visat de mult. Tot în 2023, renovarea, extinderea locuinței și schimbarea reședinței sunt favorabile. În ciuda faptului că problema financiară din acest an nu va fi destul de acută pentru săgetător, Astrele recomandă să te gândești la economisire, investițiile și achizițiile de bunuri imobiliare vor avea succes, oamenii cu profesii creative își vor putea crește treptat veniturile. Pentru a evita problemele cu banii, merită să ai o abordare mai responsabilă a tuturor chestiunilor financiare în perioada septembrie-decembrie. Astrele recomandă să planifici un buget în avans și să te gândești bine la cheltuielile neprevăzute dragostea și relațiile. Din păcate, anul iepurelui pentru săgetător va deveni destul de plictisitor și măsurat în ceea ce privește relațiile romantice. În ciuda acestui fapt, așa cum recomandă horoscopul dragostei pentru 2023, săgetătorul ar trebui să aibă grijă de relațiile de familie. Este important să găsești un echilibru între realizarea de sine și familie, altfel. Lăsând totul să-și urmeze cursul, te vei confrunta cu neînțelegeri și nemulțumiri din partea partenerului tău, Astrele recomandă să vorbești mai mult cu partenerul tău, să petreci timp cu familia, poate că veți avea un hobby comun care vă va permite nu numai să vă cunoașteți mai bine, ci și să treziți cele mai calde, tremurătoare sentimente care au fost de mult uitate, în condiții favorabile poți găsi sprijinul celor dragi, vor exista situații când ai nevoie de sprijin și atenție, încearcă să nu stai departe. Astrele îți recomandă să oferi cadouri, să organizezi mici surprize, să-ți răsfăț cealaltă jumătate în toate modurile posibile. Aceste acțiuni nu vor face decât să vă întărească relația. Săgetătorul liber de relații, cel mai probabil își va putea găsi în suflet pe anul acesta sunt șanse mari să întâlnești un partener demn în perioada iunie-august, dar acest lucru este posibil cu condiția să fii distrasă de la muncă și să te poți relaxa pe deplin. În caz contrar, toate gândurile tale vor fi ocupate cu munca și vei trece pur și simplu pe lângă persoana de care ai nevoie. Cunoștințele romantice pot avea loc în cel mai neașteptate loc după părerea ta, în sala de sport, în parc, pe plajă. Pentru bărbatul săgetător, în 2023, tot ceea ce întreprinzi este sortit succesului, bafta, norocul chior, soarta bună te vor însoți în domeniul profesional, se vor deschide noi zone promițătoare de activitate, în cercul colegilor și partenerilor, autoritatea ta va crește în fiecare lună, ești înconjurată de oameni tot timpul, așa că fii mai atent ce ne discuți despre planurile și obiectivele viitoare. Poți găsi sprijin în aceste chestiuni doar în cercul rudelor și prietenilor tăi, dar cu colegi este mai bine să-ți sigura ferecată cu șapte lacăte. Principala provocare cu care te vei confrunta este dorința de a fi pe placul tuturor. Gândește-te cu atenție la scopul pentru care faci aceste lucruri și încearcă să te asiguri că opiniile altora nu ți influențează viața. Mulți oameni te percep ca pe o persoană deschisă și ți se pot atârna de gât și de picioare. Lasă-i să trăiască pe picioarele lor. Pentru femeia săgetător Femeile născute sub semnul săgetător vor prelua în sfârșit controlul asupra propriei vieți în 2023. Anul acesta toate evenimentele se vor desfășura conform planului. Dacă ți dorești de mult o promovare, nu este momentul să fii timidă, ar trebui să ți declari cu la intențiile către conducere. Iepurele, guvernatorul anului, este de partea ta și toate dorințele tale materiale și nemateriale se vor împlini cu siguranță. Sarcinata principală pentru acest an este să înțelegi clar și să vorbești despre dorințele tale. Oamenii apropiați și dragiți vor oferi toată asistența posibilă în atingerea obiectivelor. Îți doresc un an fericit cu împliniri și sănătate maximă. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept!